priviți următorii politicieni și ascultați declarațiile lor din campania electorală. Partidul Democrat Liberal va face toate demersurile legale, politice și constituționale pentru a aplica legea salarizării profesorilor, legea salarizării majorate a profesorilor din învățământul românesc. În prima zi a noului guvern și a noului parlament, de la 1 octombrie, legea dumneavoastră intră retroactiv în vigoare. Ideea că nu sunt bani nu este o realitate. Bugetul poate fi așezat pe priorități. Ori din acest punct de vedere, este doar o chestiune de voință, dacă vrei să asiguri finanțarea sistemului de educație sau nu. Dacă vrei să asiguri resurse pentru salariile profesorilor sau nu. Vă spun ca lider al acestui mare partid de stânga din România, cu toată seriozitatea și cu toată fermitatea, legea PSD-ului cu privire la creșterea salariilor pentru profesori se aplică retroactiv de la 1 octombrie, din prima zi a guvernării noastre. Ce va face Partidul Democrat Liberal? Va face tot ceea ce a promis. Vreau să spun extrem de clar că pentru PSD legea produce efecte începând cu 1 octombrie. În orice eventualitate, partidul nostru, odată venind la guvernare, va proceda la majorarea salariilor. Nu pot crede că o lege în România ar putea să nu fie aplicată. Deci aici discutăm despre o lege în ceea ce îi privește pe profesori. Și a nu aplica ar însemna că nu mai suntem într-un stat de drept. Nu-și poate permite niciun individ, fie el chiar și Călin Popescu Tăriceanu, să sfideze Constituția României, să sfideze statul de drept, să sfideze Parlamentul, Curtea Constituțională, președintele României, instituții care nu sunt preșul lui Călin Popescu Tăriceanu, sunt instituții ale statului de drept fundamental din România. Ceea ce pregătesc să facă este să folosească pretextul crizei pentru a spune încă o dată celor cu venituri mici, celor cu pensii mici, celor care sunt dascăli sau salariați, că nu mai sunt bani pentru creșterile de salarii, că trebuie să facem încă o curbă de sacrificiu pentru ca națiunea și firmele lor și infrastructura lor să poată să rămână intacte după această perioadă de criză. Sunt bani și pentru profesori și pentru celelalte categorii sociale cu două condiții. Domnilor Tăriceanu și Joană, renunțați la clientela politică, renunțați la banii pe care îi dați abuziv, renunțați la risipa din sectorul public. Vă mulțumim foarte mult și sper să facem un lucru foarte bun în următorii 4 ani de zile împreună. Mulțumesc și veniți la vot pe 30 noiembrie. Vă mulțumesc foarte mult! Zalăul, Sălajul Portocaliu, Transilvania Portocalie, România Portocalie, Teodor Solojan, prim-ministru după 1 decembrie. Am promulgat legea salarizării profesorilor. Ceru să renunțați la grevă? Nu a zis că nu-i pasă. Că putem să facem ce vrem. Asta a zis domnul președinte Băsescu. Dreptatea umblă iar cu capul spart prin România. Istoria celei mai mari minciuni electorale se scrie sub ochii noștri. Cele două partide aflate azi la guvernare s-au jurat pe onoare, pe Constituție și pe cele sfinte că vor aplica legea privind mărirea salariilor profesorilor. Ipocriți cu mare rază de acțiune, liderii partidelor de la guvernare au respins toate avertismentele legate de criza economică globală. Ei sunt direct răspunzători pentru reacția de revoltă a celor mințiți. Apelurile la solidaritate în fața greutăților n-au cum să mai fie crezute. Nu mai impresionează pe nimeni tristețile invocate de ministrul educației la aflarea veștii că sindicatele din învățământ declanșează greva generală. Uluitor este că cinismul continuă. Iată ce le-a spus joi președintele României sindicatelor venite la Cotroceni cu speranța că vor găsi acolo același sfătuitor și aliat din timpul campaniei electorale. Atâta timp cât nu s-a putut respecta una din condițiile esențiale, și anume creșterea salariilor profesorilor, nu aveți față de mine nicio obligație. Sindicatele aveau obligație față de Traian Băsescu? România este o republică, nu o monarhie absolutistă. România este locuită de cetățeni liberi, nu de supuși ai monarhului. Nu cetățenii au obligații față de președinte, ci invers.
Președintele are obligații față de cetățeni, obligații definite prin Constituție și asumate prin jurământ. Președintele slujește poporul, nu invers. Nu poporul jură credință președintelui, ci invers. Președintele le-a promis profesorilor sprijin și salarii contra reformă, nu invers. Ce să înțelegem acum? Că dacă nu le-a mărit salariile, așa cum le-a promis, statul român nici nu va mai coordona reforma din învățământ? Ne ținem de cuvânt. Partidul Democrat Liberal este garanția. De la 1 octombrie, legea dumneavoastră intră retroactiv în vigoare. Ce va face Partidul Democrat Liberal? Va face tot ceea ce a promis. Din prima zi a guvernării noastre. A cerut să renunțați la grevă? Ne-a zis că nu-i pasă. Că putem să facem ce vrem. Asta a zis domnul președinte Băsescu.